Bună seara tuturor! Conferințele Plantăm Fapte Bune în România se reiau, al treilea sezon, ediția cu numărul 73. Bine ne revedem aici pe pagina noastră de Facebook. Bănuiesc că n-ați uitat, așteptăm like-urile, share-urile și mai ales întrebările și comentariile dumneavoastră și pe durata live-ului, dar și mai târziu. Și, ca de obicei, înregistrarea întreagă o regăsiți la secțiunea video a paginii noastre de Facebook și, începând din noaptea asta sau de mâine, regăsiți și pe canalul de YouTube toată transmisia de acum. Mihai, bine ne-am revăzut și încă o dată mulțumesc pentru această călătorie și aventură începută acum 2 ani de zile aici pe Facebook. Ce prezentăm în seara aceasta? Salut Marin, salut prieteni! După cum spuneam și acum 2 ani, este de-abia începutul unei frumoase povești. Pentru că sunt foarte multe aspecte de povesti despre silvicultură și ramurile conexe, le-aș numi eu. Și iată că astăzi, în al treilea an, în cea de-a 73-a ediție, abordăm în premieră un subiect, zic eu, puțin cunoscut chiar și în lumea silvicultorilor, cel puțin a celor de la câmpie și a unora de la dealuri, dar destul de întâlnit în rândul celor din zona montană cu precădere, și anume torenții. Și concret vom discuta despre ceea ce fac inginerii silvici în materie de corectare a torenților. Context în care îi salut și le mulțumesc pentru timpul alocat, pentru că au dispoziția de a face două prezentări, colegilor din mediul universitar, lui Mihai Niță, profesor la Facultatea de Silvicultură din Brașov, și domnului Ciornei, profesor la Facultatea de Silvicultură din Suceava. Vor fi practic două prezentări, așa că vă invit să adresați cât mai multe întrebări pe pagina noastră de Facebook. Le vom prelua și le vom adresa celor doi invitați. Îi voi da cuvântul primatului tizului meu, Mihai Niță, care va avea să spună o abordare așa și legată de tradiție, dar și de tehnicile moderne. Vom merge până la utilizarea lidarului în tot ceea ce înseamnă partea de corectare a torenților, iar în cea de-a doua parte, a doua parte va fi mai mult centrată pe componenta de proiectare. Așa că, domnilor, mulțumesc încă o dată pentru timpul alocat. Mihai, îți dau cuvântul, te rog. Salutare, salutare Marie, salutare Mihai, Ionică. Mă bucur foarte mult să ne revedem la cel de-al treilea sezon. E bine că am prins finanțare și pentru sezonul 3. Glumesc. Dar e foarte bine, chiar mă gândeam așa, că Mihai Enescu are o oarecare superstiție, vrea în fiecare an să înceapă cu mine. Și anul ăsta am zis că vorbim despre torenți. Și ce să mai? O să avem o abordare relaxată în ceea ce privește o problemă destul de complicată în țara noastră și în străinătate, în contextul actual, social, climatic și așa mai departe. O să îmi pornesc ecranul și o să dăm drumul la treabă. Bănuiesc că e totul în regulă și putem să discutăm. Prezentarea mea din țara aceasta se concentrează pe un fel de introducere în corectarea torenților și merge spre impact, beneficii și inovații în corectarea torenților. Și voi trata trei subiecte. Și anume, vom vorbi un pic despre viitor și torenți, ce sunt ploile torențiale și cum se manifestă. Poate chiar și unii absolvenți de silvicultură am uitat și e bine să ne mai aducem aminte. Despre impact și beneficii, care ar fi impactul și beneficii lucrărilor, câte cunoaștem, care sunt provocările, și asta este și o legătură cu prezentarea pe care o să facă colegul Ciornei. Și ceva aspecte legate de inovațiile actuale în gestionarea bazinelor hidrografice, pornind de la cartarea vegetației, folosind imagini satelitare, mergând apoi pe măsurători terestre cu lidar, machine learning și chiar și un pic de inteligență artificială.
Când este să discutăm de corectarea torenților, vorbim de viiturile torențiale, așa numite și viituri rapide, flash floods. O să dau acum o definiție din carte. Procesul de scurgere caracterizat prin variația debitului de la valoarea 0 la valori de ordinul zecilor sau chiar sutelor de metri cubi pe secundă, în urma unei ploi de intensitate mare, poartă numele de viitură torențială. Deci, când discutăm de viiturile torențiale, vorbim de văi seci, în mare parte, care, în urma unor ploi de intensitate mare, produc aceste scurgeri. Și foarte important, aceasta este apă încărcată cu aluviuni. În engleză îi se mai spune și debris flow, adică o scurgere cu resturi. Și de acolo și caracterul periculos pe care l-au viiturile torențiale. Iar factorul decisiv și factorul generator reprezintă ploile torențiale. Acele ploi care au o intensitate mare, au cantități însemnate și care produc viiturile cele mai violente. Acolo eroziunea este cea mai accentuată, iar transportul de aluviuni este cel mai intens, așa cum putem vedea în exemplele care rulează aici în filmulețul din dreapta. Un exemplu chiar de la noi din țară, în 2020, ploile torențiale și efectele lor în iunie 2020, localitățile în Valea Jiului inundate, ploile torențiale și mai ales distribuția spațială acestora produc pagube însemnate și merg mai departe de la viituri rapide de care vorbim la viituri și chiar inundații. Bun. Deci am vrut să spun un pic despre viiturile torențiale pentru că profesorul Stelian Munteanu, promotorul corectării torenților în România, spunea, citez, viiturile torențiale constituie în asemenea cazuri semnalul de alarmă al însuși începutului de reglării regimului hidrologic din bazin. Deci putem avea de-a face cu bazine hidrografice chiar și împădurite în care apar viituri torențiale și atunci profesorul Munteanu spunea că este un semnal de alarmă pe care trebuie să luăm în considerare și de care să luăm act pentru că avem nevoie să acționăm într-un fel sau altul. Și nu ne-ar interesa chiar atât de tare aceste viituri torențiale dacă nu ar avea și efecte. Și efectele, în special asupra societății, care produc pierderi materiale și chiar umenești. Sunt foarte multe exemple și de obicei apar la știri atunci când se produc, deși nu ne-am dorit să se întâmple acest lucru. Și aș vrea să pun un pic într-un context mai larg această activitate de corectare a torenților. Vedem aici două grafice, un grafic și o hartă, publicate în revista Nature Communication, un articol Trends in Flood Losses in Europe over the past 150 years. Autorii publică numărul de evenimente produse în ultimii 150 de ani până în 2020 în Europa și observăm o creștere evidentă. Aș putea spune că în ultimul 100 de ani evenimentele s-au triplat. Iar în partea din dreapta este și o hartă cu țările europene în care sunt categorisite aceste evenimente pe mai multe tipuri, aceste inundații. Și avem aici flash cu verde, sunt viiturile torențiale de care spuneam. O particularitate interesantă, vedem că în țările din vest, aceste viituri rapide sunt într-o proporție mult mai mare decât în România, dar se produc și în România, deși ai fi zis că datorită pantei numărul lor ar fi mai mare, dar este vorba și de ce anume s-a făcut și de cum este distribuită pădurea. Vom vedea imediat la care și pădurea avea un rol în toată ecuația respectivă. Cert este că ne vom aștepta și în viitor la o creștere al acestor evenimente și mai mult la o creștere a efectului acestora. Vedem în partea din stânga, graficul din stânga publicat în Scientific Reports, in Climate Change Contribution to Future Atmospheric River Flood Damages in the
Western United States, observăm că pe o proiecție de până în 2090, pe două modele climatice, RCP 8.5 și 4.5, vedem că costurile, efectul costurilor generat de către viituri se va tripla față de anii 90, de la 1 miliard de dolari la 3 miliarde. Și vedem un alt studiu, în partea din dreapta, cu mai multe hărți, cu Uniunea Europeană, publicat de Agenția de Mediu Europeană, care arată că în mai multe modele că până în 2100 ne putem aștepta și la creșteri de 400% pe anumite regiuni, inclusiv în țara noastră, al numărului de inundații. Deci, în contextul social și climatic în care ne aflăm, cu siguranță vom avea foarte multe lucruri cu care să luptăm și important este să vedem cum ne adaptăm. Foarte important în atenuarea viiturilor torențiale îl are și pădurea, are un rol foarte important pădurea. Și e clar că toată lumea simte lucrul acesta, dar există studii care subliniază lucrul acesta. Vedem în partea din stânga un grafic. Este un studiu publicat tot de către Agenția Europeană de Mediu, care a luat în considerare 65.000 de bazine hidrografice mici, în care au analizat ce se întâmplă cu scurgerea de suprafață în cazul în care suprafața de pădure, procentul de pădure crește sau scade. Și există un trend destul de clar. Observăm că în bazinele hidrografice cu procente mari de pădure, scurgerea de suprafață este de aproape 3 ori mai mare. Deci se pare că pădurea are un rol important în a combate cel puțin o parte din efectul ploilor torențiale, scurgere de suprafață și a viitorului torențiale. Însă, știm cu toții și există foarte multe studii care arată că pădurea are totuși un răspuns limitat. Vedem aici un grafic din Abagiu din 80 care arată în partea din stânga sus intercepția, iar pe axa X avem precipitații. Cu cât cantitatea de precipitații este mai mare, cu atât retenția în coronament se estompează. Da? Și dacă vorbim de ploi cu intensitate mică și o cantitate mică de precipitații, pădurea aproape că preia 50% chiar mai mult din cât plouă, dar odată ce ajungem la peste 50-60 de litri pe metru pătrat, efectul, procentul scade ajungând până la 10%. Iar rolul hidrologic al pădurii este influențat de cum arată ea, care este consistența, care este vârsta, cât de bine este dezvoltat coronamentul, și este și normal. Și mai e un aspect, pădurea e dinamică, ea nu poate rămâne așa, chiar dacă intervenim în ea sau chiar dacă apar doar procese naturale, ea se schimbă și trebuie să înțelegem acest aspect, mai ales că există o dinamică atât pe partea de factor generator al ploii, cât și pe partea de efect de rol hidrologic al pădurii. La noi în țară, noi suntem o țară cu tradiție în partea de corectare a torenților și am înțeles rolul pădurii cu mult timp înaintea multor alte țări. Drept urmare, vreau să vă prezint acest aspect. Acestea sunt bazinele hidrografice principale din România. Ce putem vedea în partea din dreapta, procentul de păduri de protecție, atenție cu caracter pentru protecția apelor și protecția solului. Și observăm că per total ne mergem undeva la 40%. Există anumite bazine hidrografice, cum este Argeș, care merg cu 60% din pădurile din acel bazin, care au rol de protecție a apelor și a solului. Un procent, aș zice eu, destul de mare și dacă este să luăm în comparație cu alte zone, vedem niște aspecte foarte interesante. De exemplu, Federația Rusă are undeva la 10% de pădure amenajată care este destinată protecției solului și apei.
America de Nord, bineînțeles, cu pădurile canadiene care merg până la 80%, deci un caz excepțional. Uniunea Europeană, care are puțin sub 20%, și alte țări și alte zone care merg undeva puțin peste 20%. Unde este România? Partea Uniunii Europene este undeva la 40%. Acest lucru este subliniat în acest studiu publicat în 2015 de Foreign Resources Assessment. Deci asta arată că noi vedem că rolul pădurii, rolul hidrologic al pădurii, și avem tradiția asta în acest aspect. Bun, și atunci vine întrebarea, de ce am avea nevoie de corectarea torenților dacă pădurea îndeplinește așa de bine rolul hidrologic? Așa cum spuneam și mai devreme, pădurea la un moment dat nu poate să rețină toată cantitatea de precipitații, iar văile sunt erodate și sunt sensibile la viituri. Vedem în partea din dreapta cum anume evoluează eroziunea, pornind de la eroziunea de suprafață, ajungând apoi în ogașe, ravene și evoluând chiar până la partea de torent. Și de aceea avem nevoie, pentru că trebuie în anumite aspecte trebuie suplimentat ajutorul cu intervenția umană. Și așa cum este chiar în prima pagină a cărții de corectare a torenților publicată de profesorul Clinciu, corectarea torenților este o activitate inginerească tradițională cu pregnant specific forestier. Aș vrea să vin iarăși cu un citat care mi se pare mie foarte important și care ar trebui să mai demitizeze un aspect, și anume că prin corectarea torenților turnăm betoane acolo și omorâm tot ce se poate omorâ. Nu este adevărat, pentru că scopul principal este următorul. Pentru amenajarea bazinului hidrografice torențiale este necesar un complex de măsuri și lucrări biologice, biotehnice și hidrotehnice cu rol hidrologic și antierozional, în care pădurea deține un rol principal. Asta este menirea corectării torenților, asta este menirea corectării torenților la nivel mondial, și avem aici publicat un studiu în Catena în 2021, Check Dams Worldwide, Objectives, Function, Effectiveness and Undesired Effects, în care se arată care sunt funcțiile lucrărilor de corectare a torenților. Avem funcții hidrologice, geomorfologice și, da, ecologice. Toate aspectele converg către un singur lucru. Există o interdependență între lucrările de corectare a torenților și împăduririle, tot ce înseamnă partea de îmbunătățiri funciare, și ele merg într-un tot unitar. Deci aspectul ăsta vreau să subliniez și să măcar să rămână în discuție, pentru că noi folosim lucrări biologice, biotehnice și hidrotehnice, și ne concentrăm mai pe cele hidrotehnice. Și aș vrea să subliniez un pic și contextul social actual. Creștem, populația crește, deja am atins multe miliarde și vom atinge și mai multe în viitor. Aici avem o hartă în partea din dreapta, Global Human Footprint, amprenta umană. La nivel global este doar România, cu tentă roșie vedem o intensitate mare așezărilor omenești, apoi tentă galbenă și tentă verde din ce în ce mai puține. Și se leagă foarte bine cu ce spunea tot profesorul Monteanu în 91, că lucrările hidrotehnice trebuie folosite cu mult discernământ și numai acolo unde apar ca strict necesare, ținând seama de posibilitățile de instalare a vegetației, de efectul hidrologic al acesteia, de natura și importanța obiectivelor prelichitate de iubituri și de urgența cu care trebuie să intervină în cuprinsul bazinului. Deci iată că aceste lucrări trebuie să le folosim cu discernământ și numai acolo unde este nevoie, unde avem obiective, și poate și acest aspect câteodată a fost neglijat, fie din partea beneficiarului care și-a dorit anumite lucrări, fie și din partea unor proiectanți. Astfel că în urma prezentării sper să măcar să discutăm
Dacă mai pot fi folosite lucrările de corectare a torenților ca instrument de gestionare a bazinelor hidrografice împădurite și ce rol are corectarea torenților în contextul schimbărilor climatice și al protecției biodiversității. Sunt aceste două întrebări în care susțin un deziderat și la care încerc să vin cu anumite aspecte și informații legate de ele. Și când este să vorbim de impact, aș vrea să discut un pic despre beneficiile lucrărilor corectarea torenților, pe care le-am împărțit în patru mari categorii, și anume retenția sedimentelor și stabilizarea albilor, consolidarea versanților, controlul viturilor rapide și gestionarea resurselor de apă și chiar protecția biodiversității și serviciile ecosistemice. În ceea ce privește retenția sedimentelor și stabilizarea albilor, acum vreau să mă exprim mai mult către nespecialiști. Punem aceste lucrări nu ca să oprim apa. Majoritatea construcțiilor hidrotehnice nu au o înălțime foarte mare, ci sunt prevăzute cu niște găuri pe care noi le denumim barbacane sau chiar fante, au o structură filtrantă. Nu folosim numai betoane, folosim și siderie de piatră, folosim și elemente din lemn, cum avem aici de față, fascine sau chiar bușteni dispuși transversal, cu un singur scop, să reținem sedimentele și să stabilizăm albia, pentru că odată ce reținem sedimentele, reducem panta, voi împingem efectul acesta erozional și atunci avem o consolidare a văii și realizăm chiar și anumite zone de liniște, reducem energia cinetică și vom vedea că există beneficii pe mai multe paliere. Pe scurt, avem totul aici într-un singur grafic. Imaginați-vă că în timp acesta este debitul, plouă, ce se întâmplă într-o vale torențială necorectată, plouă foarte tare, debitul crește brusc și apoi este evacuat pe voi, producând anumite pagube, eroziune, inundații, stricăciuni și apoi revine la debitul inițial. În schimb, dacă am o vale torențială corectată, aceeași cantitate de apă, pentru că nu oprim apa, este reținută în nodurile hidrotehnice, astfel încât debitul maxim, doar acest vârf, este redus și avem un efect de atenuare. Asta ne dorim, vrem să aducem un pic de liniște în haosul produs în timpul viitorilor torențiale. Și aspectul legat de biodiversitate și serviciile ecosistemelor forestiere. Vreau să vă aduc la lumină un studiu publicat de colegul Adi Andreica de la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, care în 2005 a publicat un studiu în care, ce credeți că a făcut? A studiat 20 de aterisamente, adică 20 de zone din ăsta, din spatele barajelor. Și a amplasat releve, adică a numărat plantele respective. Știți câte plante a găsit, câte specii de plante a găsit pe o jumătate de hectare, atât au făcut în 20 de ani de zile, 20 de baraje, a găsit 248 de specii. Și pentru că nu sunt specialist, o să vreau să citesc prima parte din concluziile studiului. Din cele prezentate se poate desprinde că pe lângă funcțiile binecunoscute ale barajelor de corectare a torenților, acestea au și un rol mediogen pentru ecosistemele instalate pe noile terenuri formate la munte. Pentru o anumită vale, prezența lucrărilor hidrotehnice transversale contribuie la sporirea diversității, atât alfa cât și beta diversitate, datorită creierii unor condiții favorabile pentru specii și asociații vegetale noi, nespecifice părăilor montane, ci marilor apelor lent, curgătoare și sau stătătoare. Deci iată că, cel puțin avem studii care ne arată că există efecte benefice în ceea ce privește protecția biodiversității, chiar sporirea acesteia. Și încheiem capitolul acesta de beneficii. Câteva aspecte. Știați că în România folosim baraje trapezoidale cu flug mărit, adică sunt mai suple, au un parament în aval mai mare și folosim mai puțin beton decât în cazul construcțiilor mai robuste pe care folosesc alte țări. Deci ne înscriem cumva, mă rog, din aspecte, din reacțiuni economice a fost folosit principiul respectiv,
Dar ne înscriem cumva în ideea care planează acum la nivelul Uniunii Europene să folosim materiale mai puțin poluante. Al doilea aspect pe care îl subliniez și aici, așa cum am arătat mai devreme, pe zona aterisamentelor există suprafețe cu habitate bogate în biodiversitate și alte studii arată că calitatea apei, cel puțin la nivel de turbiditate, este îmbunătățită cu între 10 și 30% datorită captării sedimentului de către lucrările de conectare a turei. Mergem un pic și către provocări. Foarte puțin, pentru că oricum colegul Cionei o să sublinieze mult mai bine aceste aspecte, pentru că are experiența o experiență vastă în domeniu. Eu vreau doar să subliniez care sunt provocările și limitările în activitatea de colectare a torenților pe care le-am identificat, și anume există anumite probleme în ceea ce privește eficiența și capacitatea de captare a sedimentelor. Paraje neamplasate corect, fie din proiectare, fie din execuție. Un al doilea aspect reprezintă întreținerea și durabilitatea pe termen lung. Avem foarte multe lucrări de colectare a torenților care sunt lăsate în paragină, în special în zonele, în arele protejate. Acele sunt chiar niște bombe cu ceas. Sunt baraje amplasate în anii 60-70, de care nimeni nu mai știe nimic de ele. Avem foarte puține studii asupra calității apei. Asta este aspectul. Și la fel, nu știm care este impactul asupra mediului și avem foarte multe reglementări de mediu care câteodată sunt antagonice. Așa. Știm destul de puține lucruri despre efectele lucrărilor de corectare a torenților și ăsta este un aspect pe care eu îl văd ca pe o provocare și ca pe o limitare în viitor dacă nu reușim să strângem efortul și să ajungem într-un punct focal. Totuși, există speranță. O să dau un singur exemplu. Colegii de la ICAS au publicat o bază de date în urma cercetărilor lor. Jos pălăria, îi salut pe această cale. Puteți vedea și voi bază de date la acest link www.abht.ro, în care au făcut pasul mai departe pentru că au înțeles că avem nevoie în primul și în primul rând să cunoaștem unde sunt barajele respective și care este starea lor. Și au inventat un indice de stare, au fost mai multe cercetări la care am participat inclusiv și eu și profesorul Clinciu. Și pentru multe lucrări aveți o fișă de inventariere. Deci puteți vedea lucrarea, puteți vedea fotografii, puteți vedea anul construcției, când a fost inventariat, care sunt elementele dimensionale. Deci asta este un lucru la care trebuie continuat. Pentru că avem o problemă și de comunicare. Cei de la Apenii nu știu foarte bine unde sunt lucrările de corectare a torenților, care să mai zic că nici noi nu prea cunoaștem unde sunt cele 15.000 sau câte mai sunt la ora actuală din lucrările care au fost executate în decursul anilor. Și mergând pe tenta asta pozitivă, aș vrea să vă prezint totuși și anumite inovații care cred că vor duce mai departe domeniul. Am văzut efectele benefice, inclusiv în partea de protejare a obiectivelor aflate în aval. Nu putem să mergem mai departe dacă nu putem răspunde societății, dacă nu inovăm, nu suntem mai buni. Și sunt anumite limitări pe care le avem, cel puțin în partea de proiectare. De exemplu, la început trebuie să facem o cartare a vegetației să vedem cum influențează aceasta debitul maxim. Și vă voi prezenta că putem folosi imagini satelitare pentru acest lucru. În partea de proiectare și de monitorizare e nevoie de măsurători precise. Numai cine n-a măsurat pe o vale cu un teodolit sau cu o stație totală nu știe cât este de greu. Avem inclusiv aici soluții și câteva aspecte legate de inteligența artificială pe care o putem folosi în modelare și într-o abordare integrată pentru gestionarea multiobiectivă a bazinului hidrografice.
În ceea ce privește inovații, putem folosi măsurătorii tridimensionale ale pădurii în care să preluăm acele caracteristici care influențează rolul hidrologic, mai țineți minte că o spuneam la început, și folosind machine learning și imagini satelitare, putem produce date de precize și mai ales date din actuale, dintr-o anumită perioadă. Cea mai mare problemă în cartarea vegetației o reprezintă faptul că se folosesc tot felul de informații vechi. Da, fie că chiar de amenajament, dacă e să vorbim, acesta nu se actualizează atât de repede când fac eu studiu. Și avem aici un caz, un exemplu, este Valea Vidaș. Valea Vidaș este formată din două parcele care sunt delimitate pe vale, dar vedem că pădurea este foarte, foarte diferită. Și putem caracteriza rolul hidrologic al pădurii în fiecare pixel de imagine satelitară, luând în considerare măsurători, lasor și partea de machine learning. Deci putem avea o cartare mult mai exactă și mult mai actuală, cum avem aici în partea din stânga. Au fost realizate lucrări de tăieri de progresive și vedem că pădurea, chiar dacă în amenajament are o anumită consistență și o anumită vârstă, ea variază foarte, foarte mult și acest lucru influențează cu siguranță și formarea viitorilor torențiale. Un alt aspect reprezintă măsurătorile LIDAR pentru cartografiere și analiză topografică. Putem merge la sol, aici avem o vale torențială pe care am măsurat-o în sistem LIDAR în aproximativ 2 ore, are 1,3 km și față de clasic avem mult mai multe informații și putem realiza mult mai multe produse care să ne ajute să luăm o decizie mult mai bună în ceea ce privește amplasarea lucrărilor. Vedem aici o modelare a direcțiilor de scurgere și a anumitor elemente, cum ar fi factorul LS, și vedem cât de fin putem să realizăm aceste măsurători, care cu siguranță vor aduce un plus valoare și o viteză, mai ales în sinuloasă, unde avem nevoie de mai multă viteză în partea de proiectare. Inclusiv în partea de monitorizare, pe care o putem face cu simplu telefon. Aici avem baraje scanate cu telefonul în care producem nori de puncte și în care putem să vedem cum anume evoluează atrisamentul sau dacă construcția hidrotehnică suferă anumite deplasări. Legat de gestionarea multiobiectivă, o să prezint un pic un studiu pe care îl puteți accesa căutând titlul publicat cu colegii de la ICAS, în care am folosit modelarea hidrodinamică pentru a propune soluții adecvate pentru albia râurilor torențiale. Adică trebuie să ne debarasăm, să mergem mai departe, să folosim și aceste modele cu datele care au nevoie de date mult mai precise și mult mai distribuite, în care să identificăm cu adevărat unde anume să amplasăm lucrurile de corectare a torenților și astfel încât să putem să vedem și care este efectul în timp asupra mediului. Acum, la nivel de discuție, și o să mă opresc, vreau numai să spun că în ceea ce privește rolul lucrărilor de corectare a torenților, a zice că în contextul actual al provocărilor climatice, cu siguranță vom avea nevoie să facem ceva. Deci trebuie să fim acolo, trebuie să ne protejăm obiectivele societății în sine și prin corectarea torenților și printr-o grijă în ceea ce privește, grijă sporită în ceea ce privește proiectarea, putem ajunge acolo. Trebuie să folosim tehnologii inovatoare, cu siguranță. Nu putem să fim eficienți dacă folosim în continuare proiectare de gen desenatoare, deși avem calculatoare și putere de calcul. Și în cel mai important aspect, trebuie să continuăm cercetarea și colaborarea între discipline. În foarte multe situații am observat că
nu comunicăm, nu zic între Silvii, dar nu comunicăm și cu alte, cu alte ramuri, cu cei de la APE, cu cei de la ISU. Noi avem multe informații pe care o putem pune la dispoziție și putem prelua și noi de la ei, astfel încât să ne integrăm mai bine, pentru că în final avem același scop. Vrem să protejăm nevoile societății și să ne adaptăm schimbărilor care vor veni. Eu mă opresc aici și să vedem dacă sunt întrebări sau dacă discutăm. Aș începe, Mihai, cu un prim comentariu apărut pe pagina de Facebook de la domnul Ionuț Dragomir, care spune că, din păcate, în ceea ce privește comunitățile de specii de insecte reofite, indicatoare a habitatelor nederanjate, concret cele din ordinul Tricoptera, în urma activității de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale, ele dispar definitiv după modificarea inițială a habitatului contactat prin, mă rog, raportări entomologice. Nu mi-este clar dacă totuși care este impactul real, pentru că trebuie studii care în prezent nu sunt inexistente. Adică să leagă mult și de una din ideile pe care le menționai și tu către finalul prezentării, apropo de abordarea asta multidisciplinară. Dar totuși vreau să te întreb dacă cunoști asemenea studii. Nu sunt și sunt foarte bucuros că Ionuț a pus întrebarea asta. Sunt foarte puțini studenți care se pricep și la insecte și la torenți. Și Ionuț e un fost student care s-a priceput la amândouă. Chiar i-am spus că reprezintă așa, e o rară avis. În primul și în primul rând așa este. Nu sunt studii și trebuie realizate astfel de studii. Și o persoană ca Ionuț chiar ar putea face lucrul ăsta. Și dacă își dorește, eu susțin cu tot ce pot. Cred în astfel de studii. Trebuie să mergem mai departe și să vedem, să cuantificăm la nivel de biodiversitate, că dacă vorbim aici la nivel de biodiversitate, să vedem cum anume sunt afectate și avem deja măsurători în văile torențiale care urmează să fie amenajate. Cred că și domn profesor Ciornei poate are anumite zone în care știe că vom amplasa lucrări și putem să începem să facem lucrul ăsta. Eu zic că primul pas ar fi să analizăm. Cel puțin la noi în țară nu cunosc să se facă și nu numai pe partea de insecte, inclusiv și pe ichtiofaună și pe mamifere. Nu sunt. Aș continua cu o întrebare de la domnul Bogdan Mihail. În ce măsură în România amenajarea bazinelor hidrografice se face luând în calcul nevoile tuturor factorilor interesați sau doar cele ale beneficiarilor? Iar, apropo de una din ideile punctate și de tine. Aici și domn profesor Cionei, cred că știe mai bine cum e cu beneficiarul. Cum e domn profesor cu beneficiarul? El dictează sau numai el? Păi se leagă de modul de promovare a unei investiții. În mod normal, în mod curent, oamenii din teren ar trebui să propună, prin ocol evident, dacă ne referim la partea noastră de administrație, sau primăriile, pe de altă parte, ar trebui să propună sau să sesizeze, mai bine zis, situațiile în care pot fi invocați torenții sau probleme legate de viituri pe cursurile de apă. Sesizările acestea se fac scris și trebuie să aibă în spate, am mai discutat noi parțial treaba asta, trebuie să aibă în spate justificare prin actele de calamitate care s-au întâmplat în acel loc. Aceste acte de calamitate se întocmesc și la nivelul unităților teritoriale, UAT-urilor, se întâlnesc comisii care sunt formate din mai multe specialități, specialiști de la APE și de la A și de la A. Deci, cu ocazia asta, ar trebui tot să ia seama de ceea ce se întâmplă în zona aceea. Ar trebui argumentate pe date de ordin tehnic care arată, de fapt, ce precipitații s-au produs la stația meteorologică cea mai apropiată, asta spune legea. Iar aceste procese verbale ar trebui să stea în spatele viitoarelor inițiative, atitudini, propuneri. Așa ar trebui să vină de jos în sus inițiativele acestea de promovare a unor investiții, inclusiv cele pentru corectarea torenților. Adică beneficiarii nu mai sunt cei care finanțează sau care conduc proiectele.
De multe ori, să dau cazul, să mă duc în cazul în exemplele noastre. De multe ori, legea apelor spune așa că dacă în aval, în zona de confluență a unui curs de apă, se produc viituri și în acea zonă se găsesc beneficiari, localități sau de alt tip, sau subtraversează căi de comunicații, de tip căi ferate sau orice ar fi altceva, cel care este obligat să ia măsuri de gestionare a viiturilor este deținătorul sau gestionarul terenurilor din amonte, unde se produc viiturile. Deci noi, prin legea apelor, dacă suntem gestionarii terenurilor, avem obligația asta. Așadar, ce se întâmplă? Am fost în mai multe situații de întocmire a proiectelor de tipul ăsta. Cei care se sesizează, vă dau exemplu cu o cale ferată. Era un sector de cale ferată, subtraversat în vreo 3 puncte de niște torenți, la calea ferată condusă la intersecția dintre Versant și Luncă, adică în sectorul de îmbinare a Versantului cu Luncă, acolo unde pantele scad brusc. În toate punctele respective unde subtraversau torenții, ca urmare evident a scăderii pantei, brusc a pantei, se producea depunere de aluvion cu ebulmenți care ajungeau la câțiva mii de metri cubi. Cei de la căile ferate au sesizat prefectura, au întocmit act de calamitate. Prefectura s-a uitat cui aparțin terenurile din care vin torenții. Fondul forestier era majoritar în bazinele acestea, evident, sunt bazine mici de obicei. Direcția silvică a fost anunțată că trebuie să ia măsuri. Și de aici s-au declanșat procedurile de licitație și toate celelalte referitoare la torenți. Deci nu direcția silvică e beneficiarul. Iată, beneficiarii sunt alții dacă se urmează calea normală. Și de cele mai multe ori, beneficiarii sunt de ordin social. Da. Foarte bine de cunoscut aceste aspecte. Mulțumim, domn profesor. Mihai, o ultimă întrebare până să dau cuvântul domnului profesor pentru prezentarea dumneavoastră. Că ai menționat că avem un procent ridicat al pădurilor cu rol de protecție a apelor, mult mai ridicat decât în multe țări din Uniunea Europeană, spre exemplu. Ape și sol. Aș vrea să te întreb și te rog să traduci așa pe limbajul publicului larg, care este intensitatea intervențiilor, adică cât de mult tăiem din acele păduri. E bine să cunoască oamenii. Te rog. Da, nu, oricum, intensitatea e clar redusă și mai e un aspect foarte important, este și perioada foarte lungă de regenerare. Știm că aici vorbim de aspecte, dacă într-o pădure care nu are rolul respectiv, și aici depinde și de funcționalitate și unde este ea introdusă, dar într-o pădure care este într-o grupă de protecție, de producție și protecție, ea este tăiată imediat ce apare, ce ajunge la vârsta exploatabilității. În aceste zone, fie nu ai voie să faci nimic sau ai intensități foarte reduse, fie este o perioadă mult mai lungă, de la 110 te poți duce până la 160 de ani. Și atunci apare inclusiv un mozaic foarte interesant în pădurile respective. Există și riscuri. Să nu credem că nu există riscuri. Am văzut în anumite situații schimbarea categoriei de folosință și lichidarea arboretelor din zona respectivă. Dar în continuare rămânem cu un procent ridicat în care se taie foarte puțin, procentul este foarte mic și perioadă lungă de regenerare. Deci ne apropiem de, ce să zicem, de niște perturbări naturale. Deci e ca și cum mimăm ce s-ar întâmpla dacă natura ar face legea în zona respectivă. Dar în niciun caz nu tăiem acele păduri la ras pe suprafețe întinse, cum e percepția greșită a multora dintre cei care urmăresc anumite știri. Nu, mai ales cele care sunt pentru protecția apei, nu le tem deloc. Mulțumim, Mihai. O să rămâi în stand-by, te rog, că sigur mai avem întrebări. O să-i dau cuvântul mai departe domnului profesor Ciornei, știu că are și nu lui pregătită o prezentare. Așa că vă rog, domn profesor. Da, mulțumesc. Numai puțin. Sper că aveți ecran complet cu prezentarea. Sigur, se vede bine. Ok. Cred că răspunsul la întrebarea care am, răspunsul pe care l-am dat la întrebarea anterioară poate fi un fel de preambul la ceea ce urmează a spune aici. M-am gândit că ar fi bine
e adevărat, mai mult la nivel de discuție, de provocare chiar, să prezint provocările cu care se confruntă cei care proiectează lucrările de corectare a torenților, provocările din practic. Și trebuie să vă spun că n-am avut anterior preocupări în direcția asta decât acum când s-a evit ocazia datorită dumneavoastră, vă mulțumesc pentru asta, să încerc să sintetizez câteva din aceste provocări într-un cuprins prezentat aici pe scurt, e adevărat, și prezentarea nu face uz de atâtea imagini sau provocări pentru că a fost în scurt timp pentru mine și pentru că s-au întâmplat diverse lucruri în ultima vreme. În orice caz, provocările acestea am identificat eu că s-ar putea clasifica în mai multe tipuri și că ele au în vedere o serie de evenimente care se produc în etapa de promovare și de implementare a proiectului, adică în fază de concept, atunci când se intenționează să se facă acest proiect, de fapt, provocări determinate, pe de o parte, de caracterul special al acestor lucrări de corectare a torenților, provocări determinate de cerințe și constrângeri impuse în momentul în care se propun sau e nevoie de lucrări, provocări care apar chiar în timpul procesului de proiectare, sunt provocări care apar în procesul de execuție a lucrărilor și evident că există și perioada de după execuție, mentenanța lucrărilor, pe care Mihai a atins-o anterior, a vorbit în linii mari despre ceea ce ar trebui să avem noi în vedere și câteva concluzii și perspective în legătură cu ceea ce am constatat în legătură cu aceste provocări. Mai întâi m-am gândit să vedem ce o fi însemnând activitatea asta de proiectare. Dacă e una de tip creativ sau pur și simplu iei modelele și le transpui în practică. Am căutat definiții și nu vreau să fac, cred că cea mai bună dintre toate este cea dată de Asociația Inginerilor Germani, care spune că este o activitate predominant creativă, realizată prin cunoaștere și experiență și urmărește soluții optime pentru construcția structurală și funcțională ca urmare a unei documentații realizate. Mai pe scurt, atunci când avem în vedere o astfel de activitate de proiectare, ar trebui să o încadrăm, potrivit legii, ca activitate de servicii pe care un proiectant o oferă doritorilor să execute lucrări de corectare a torenților, dacă la acestea ne referim noi. Și constatăm că procesul ăsta de proiectare sau proiectarea în sine este de fapt o transformare a unei informații cu care se intră în informații de ieșire, transformare care pornește de la niște cereri sau constrângeri și care determină în final apariția unor sisteme tehnice. Bineînțeles că apare aici un mecanism de autoreglare și produsul final este construcția respectivă. Ce sunt oare aceste intrări? Sau care sunt intrările care condiționează procesul de proiectare? Păi, în mod sigur, sunt o serie de reglementări tehnice și juridice, dar poate că mai întâi ar fi trebuit să pun acolo tema proiectului, pentru că în cadrul temei proiectului, beneficiarul, și ați văzut că beneficiarul nu e întotdeauna cel care, să zicem, primește serviciile oferite de aceste lucrări proiectate, și mai degrabă cel care e îndatorat să le conducă pentru executarea lor. Așadar, avem cerințe pe de o parte care constau în reglementări tehnice și juridice și cerințe date de tema proiectului respectiv, care temă ar trebui să țină de solicitările pe plan local, de situațiile constatate pe plan local. Întotdeauna când nu corespunde produsul proiectării în timpul procesului de proiectare, de fapt, prin aprobările care se fac la diverse nivele, se corectează produsul respectiv în așa fel încât să corespundă cerințelor formulate inițial. Acum, provocările, evident că de aici izvorăsc cumva. În toate etapele acestea ale procesului, de la cerințe, trecând apoi la procesul de transformare prin proiectare și apoi la produsul obținut, la construcția în sine, de fapt, sau plantație, în sfârșit, investiția în sine realizată, în fiecare pas al acestea există o serie de provocări. Și am încercat să identific câteva dintre ele. La proiectarea lucrărilor
sau proiectarea aceasta a lucrărilor de corectare a torenților are anumite caracteristici specifice, pentru că ele, cel puțin prin scopul care sunt declarate, sunt construcții cu rol de protecție a cuiva, a localităților, a drumurilor, a unor obiective. Nicăieri nu o să găsiți lucrări, mă refer în primul rând la cele hidrotehnice, amplasate pe vreo rețea hidrografică, acolo unde nu e nevoie să fie ceva protejat. Iar obiectivele care trebuie protejate sunt clasificate prin standarde și standardele românești, hai să nu restrâng neapărat la stasuri, că mai știm altele, sunt clasificate și același tip de clasificare îl urmează și cei din afara țării noastre, adică chiar și la nivel european. O să vedem totuși că au o abordare mai nouă în cazul ăsta. În al doilea rând, lucrările de corectare a torenților necesită o atenție specială în momentul proiectării, pentru că sunt unicat. Adică rare ori o să găsiți două baraje care se potrivesc, să faci un singur proiect și să-l aplici în două locuri. Este imposibil să se întâmple așa ceva, chiar dacă sunt din același tip, de același tip de lucrări și același material. Provocările izvorăsc, de fapt, și din tipul de lucrare și din tipul de material pe care trebuie să-l alegi, pentru că am spus mai devreme că se dorește o optimizare prin procesul de proiectare a lucrărilor respective. Apoi, amplasamentul lucrărilor respective este unul mai special din cauza că se găsește în prim proces de hidromorfogeneză datorită fenomenelor care au loc acolo, de eroziune, sedimentare, transport, deplasări de teren și altele asemenea lor. Ne găsim cu amplasamente pe versant sau taluzuri, sau care au versant și taluzuri, în albi cel puțin cu pante foarte mari sau pante mari. Accesibilitatea la aceste lucrări propuse, să zicem, este redusă și lucrările în sine sunt afectate de o serie de factori climatici agresivi, ceea ce impune o serie de restricții, condiții, de fapt, pentru realizarea unei durabilități în ceea ce privește construcțiile respective. În cazul lucrărilor hidrotehnice, care sunt aplasate pe rețeaua hidrografică, problemele sunt ceva mai accentuate din cauza faptului că scurgerea, viitura torențială, prin caracteristicile sale, are un impact deosebit, afectând stabilitatea și chiar durabilitatea construcțiilor, implicit funcționalitatea. Iată consecințe ale acestei scurgeri concentrate de pe rețeaua hidrografică, adică sunt lucrări, în asta din stânga se vede care a fost scopul acestei lucrări, evident, undeva în partea de jos e un drum care face accesul în partea superioară a bazinului respectiv, sunt și câteva case din zona respectivă, deci în orice caz a fost proiectat asta era declarat chiar în scopul proiectului, tocmai pentru a proteja construcțiile din aval și drumul forestier care face accesul în partea superioară a bazinului respectiv. Deci scopul principal nu este unul care a fost declarat de către beneficiar, ci pentru că s-a impus locului respectiv. Adică cineva de la nivelul primăriei a solicitat așa ceva. E o lucrare executată acum vreo 40 de ani. Asta e în vecinătatea ăstia. Iată că apar astfel de evenimente, dar aici mai evident este degradarea cauzată de trecerea timpului și evident că rămâne provocarea asta pentru oricine. Ce ne facem în momentul în care lucrările astea își epuizează durata de viață? Indiferent din ce material or fi ele. Și o să mai adaug alte provocări, pentru că, pe bună dreptate, s-ar putea cineva să zică nu mai facem de astea, facem lucrări de tip ecologic, care sunt realizate fie din gabioane, fie din material local, fără mortar, zidărie ușoară și așa mai departe. Eu o să vă aduc suficiente contraargumente care să arate că, pe de o parte, lucrările acelea nu rezistă în timpul viiturilor și, pe de altă parte, avem o problemă cu durata de viață. Dacă lucrările de tipul ăsta, din zidării de piatră sau din beton, au durata de viață undeva la 45-50 de ani după legislația actuală, cele din lemn sau gabioane au durata normată de funcționare de 10-15 ani maxim. Întrebați-vă câte tipuri de lucrări sau câte rânduri de lucrări în etape succesive ar trebui executate dintre acelea care le socotim întâi ecologic pentru a înlocui pe astea care sunt în forma asta.
Problema e că lucrările astea toate, fiind supuse acțiunii factorilor agresivi pe care îi pomeneam, trebuie să avute în grijă pe durata vieții lor. O să iau discuțiile astea ceva mai încolo. O altă provocare sau o altă categorie de provocări vine din felul în care sunt promovate sau în procesul acesta de promovare și de implementare a investiției. Și aici, pentru că timpul nu ne dă voie să ne desfășurăm prea mult, o să spun așa că avem programe de finanțare puține și sunt dificil de accesat. Apoi, tot în zona asta de promovare, trebuie să menționez faptul că există situații în care, așa zis, beneficiari, prin temele care le formulează, solicită studii care nu pot fi promovate din diverse motive. Am pomenit un exemplu de tipul ăsta. Cu ceva timp în urmă au fost niște măsuri în care se puteau finanța sau se puteau obține finanțare pentru executarea lucrărilor de corectare a torenților, nu de către beneficiari din fond forestier, ci de către primării, adică investiții în altă zonă decât în zona fondului forestier. S-au întocmit proiecte de tipul ăsta și s-a constatat că ele nu pot fi finanțate din cauza faptului că nu îndeplineau anumite condiții. De exemplu, într-unul din cazuri, nu aveau procesul verbal de calamitate, care calamitate s-a întâmplat într-o anumită zonă, nu l-aveau ștampilat de către prefectură. Și n-a fost unul. Au fost vreo trei situații de felul ăsta. Deci primăria a declanșat, a încercat să acceseze măsura, a găsit că e o problemă, dar n-a putut merge mai departe din cauza faptului că, după ce s-a întâlnit studiul de fezabilitate, n-a primit finanțare pentru că nu avea procesul verbal de calamitate, scuze. Aici, în situațiile astea mai speciale, s-a constatat, am constatat de fapt, și reclamă și primăriile de fapt treaba asta, lipsa consultanților de specialitate sau dificultăți în contactarea lor. Cei care solicită servicii de proiectare pentru astfel de tipuri de lucrări s-au confruntat cu o altă problemă. Este și asta o provocare pentru noi. Proiectanți puțini. Trebuie să știm că dintre cei care pot face, pot presta servicii de proiectare în sectorul forestier, a mai rămas ICAS-ul și cred că Brașovul, Bucureștiul, Focșaniu mai face lucrări, mai are colectiv de proiectare pentru lucrări de corectare a torenților. Și în afară de aceste cei trei centre de sub ICAS, mai sunt încă patru proiectanți în țară. Dacă socotim că lucrează în colectivele acestea un număr de 3, 5, hai să zicem, maxim persoane și mulțim cu 7 cât am socotit că sunt în total, înseamnă că sunt vreo 25 de oameni care se mai ocupă de asta, la care se adaugă cei care sunt ori la catedră, ori în alte situații care au legătură. Nu-i puțin lucru, pentru că, adică nu e de puțină importanță faptul că proiectanții sunt puțini, pentru că, iată, în etapa actuală, acum când România a promovat sau are de dus la capăt un PNRR asumat, un Plan Național de Redresare și Reziliență, în care s-au propus și lucrări de corectare a torenților, s-a constatat că nu au cu cine duce la capăt proiectele respective. O să vorbesc puțin mai încolo despre câte sunt și cum sunt ele. Apoi, pe planul ăsta al relației dintre beneficiar și proiectant, s-a constatat sau am constatat că sunt contracte foarte restrictive pentru proiectant. Ăsta este și unul din motivul pentru care devine neatractiv. Adică nu mai place proiectanților să lucreze în domeniul ăsta, chiar și firmele. Nu o să găsiți vreo firmă care are ofertă de proiectare pe corectarea torenților, să zicem că are obiect de activitate numai corectarea torenților. Pentru că nu supraviețuiește. E o problemă de ofertă pe piață, adică nu sunt atâtea proiecte încât să se alimenteze numai de acolo. O altă problemă care o sesizează mereu proiectanții este legată de faptul că anterior studiului de fezabilitate, de exemplu, trebuie întocmite o serie de studii de teren geotopohidro, astea sunt în mare,
care, la modul în care sunt formulate cerințele în ziua de azi, adică trebuie avizate de către diverse entități superioare, nu pot fi făcute de către proiectanți în sine. Și atunci serviciile acestea sunt externalizate. Asta înseamnă că înainte de a aviza studiul de fezabilitate, proiectantul este obligat să avizeze niște studii, niște studii care stau la baza studiului de fezabilitate. Pentru asta nu are cu ce să plătească și atunci apar mereu probleme. Și mai e o problemă, tot aici în promovarea unei investiții, intervalul foarte mare de timp care se poate scurge uneori între etapele întocmirii documentațiilor. Adică SF-ul acum, PT-ul peste 4 ani. În momentul în care s-a scurs atâta timp într-o etapă și cealaltă, se întâmplă ca urmarea factorilor naturali, agresivi în zonă, să nu mai găsim aceleași condiții locale. Și atunci cheltuielile cresc pentru că trebuie reluate discuțiile, reluate lucrările de teren. Avem o altă categorie de provocări care sunt determinate de caracterul special al acestor lucrări care a fost enunțat oarecum mai devreme. În primul rând, vorbim despre o mare diversitate de lucrări. Când abordăm un proiect de amenajare a unui bazin hidrografic torențial, iată aici un tablou al lucrărilor care pot fi avute în vedere și care tablou duce în primul rând, cel puțin în relația cu cei de la inspecțiile de stat în construcții, care supervizează lucrările de șantier, în momentul în care ajung pe teren și găsesc lucrări hidrotehnice, care sunt încadrate potrivit legii la A9, adică îmbunătățiri financiare în domeniul forestier, nu sunt puține situațiile în care au întrebat de ce nu le-ați încadrat la A7, adică la hidro. Asta înseamnă ceva, iarăși o provocare. Nu sunt cunoscute toate activitățile noastre și specificul acestei activități de către cei care supervizează astfel de lucrări conform legii. Cu privire la amplasament. Amplasamentul lucrărilor care fac obiectul unui proiect și pentru care trebuie să se dea detalii de execuție în formă finală, este în bazine care nu sunt monitorizate, de cele mai multe ori, nici hidrologic și nici climatic. Adică nu avem măsurători directe asupra debitului și nici asupra precipitațiilor care provoacă acele viituri, care au o anumită frecvență. Asta înseamnă că debitele, în baza cărora facem noi dimensionarea lucrărilor respective, mă refer aici la lucrările hidrotehnice, în special cele de pe Albi, nu pot fi prognozate decât prin metode indirecte. Iar aceste metode indirecte care furnizează debitele, avem la dispoziție, în cazul acestor metode, avem două categorii de metode. Cele tradiționale care le-am folosit noi de-a lungul timpului, aici o îmbunătățire consistentă a adus-o chiar Mihai prin teza de doctorat, sugerând, de fapt, care sunt direcțiile care urmează, care ar trebui să de abordare viitoare, dar în același timp avem o impunere, să zicem așa, pentru că nu mai putem calcula noi prin metodele noastre debitele. Ar trebui să le trimitem către o firmă care este atestată mai nou, deci iar externalizăm un calcul, firmă care nu neapărat trebuie să fie calificată pentru domeniul forestier, ci în general să aibă un atestat pentru calculul debitelor. Și după ce primim aceste informații legate de debite, în principal legate de debitul cu probabilitate 1%, mai departe să le verificăm la agențiile bazinale de apă. Adică unde mai este acea specificitate sau acea situație internă în care coeficientul, de exemplu, de scurgere îl putem noi detalia pentru diverse tipuri de vegetație forestieră, adică arboret, consistență, specii și așa mai departe, în baza metodelor noastre. Iată, deci aici, iarăși un fel de provocare, pentru că nu știu ce se va întâmpla în viitor, dar dacă lucrurile merg în felul ăsta, tot am constatat că ne trezim cu debite, proiectanții care cer calculul debitelor, se trezesc cu debite diferite de cele pe care le prognozau prin metodele proprii.
Apoi, iarăși, o provocare legată de caracterul special al barajelor. Aici se leagă, de fapt, provocarea asta se leagă, de fapt, de o alta care are la bază niște reglementări mai noi apărute la nivel european. Adică eurocodurile. Eurocodurile sunt niște standarde, o să revin la ele, nu accentuez problema eurocodurilor aici, care se aplică tuturor membrilor CE, adică și României, și care au în structura lor o colecție de standarde care se referă exclusiv la proiectare. Ce particularitate avem totuși? Barajele care le folosim la corectarea torenților funcționează o perioadă din viața lor, prima perioadă a vieții lor, funcționează ca structuri hidraulice supuse la presiuni și împingerea aluviunilor câteodată sau diverse situații. Asta e o perioadă. După colmatarea lucrărilor respective, adică după ce s-a format aterisamentul, adică practic după ce s-au îndeplinit rolul, pentru că ăsta e rolul barajelor, să rețină aluviuni. Care aluviuni, dacă ar fi lăsate, ar fi transportate în aval și ar fi depuse în zona obiectivelor pe care le protejează. Ăsta e scopul lor. În perioada a doua, acestea funcționează așadar ca niște ziduri de sprijin. Și din cauza caracterului acestuia dual al lucrărilor, adică o perioadă așa și o perioadă așa, nu pot fi încadrate în eurocoduri. Fapt pentru care la noi eurocodurile încă nu s-au aplicat în cazul lucrărilor de corectare a torenților. Deci iată o altă provocare. Introducem lucrările de corectare a torenților sub auspiciile eurocodurilor sau nu? Austriecii au făcut-o deja pentru baraje care sunt ca și la noi. O altă problemă, din cauza caracterului de unicat, nu se pot elabora standarde de cost. Adică e greu să spui, prin comparație cu un drum, să zicem, făcut din nou, care are lungime de un kilometru, în condiții dificile, cam cât ar costa. Lungimea pe care se amplasează lucrările la torent se numește lungime consolidată, dar nu pot să spune că dacă într-un loc costă, are valoarea costul C1 și să-l compari în altă zonă, pentru că se întâmplă să fie văi cu lățimi diferite, pante diferite și toate celelalte. O altă provocare este dată de materialele utilizate. Și aici beneficiarii, cei care cer lucrări, de obicei cer lucrări cu rezistență mare la uzură și la factorii de mediu. Adică cer durabilitate, lucrări cât mai durabile. Nimeni nu-și propune, când își face o investiție, să execute o lucrare care durează puțin. Aceste alegerea materialelor respective, însă mai nou, trebuie să țină seama de aceste criterii ecologice. Și criteriile acestea ecologice în cazul lucrărilor de corectare a torenților sau de pe cursurile de apă din zona montană cu rol de corectare a torenților au fost studiate, deci materiale au fost studiate printr-un proiect european realizat pe durata vreo 6 ani și s-a constatat că, din punct de vedere a durabilității, ei recomandă concluziile acestui proiect, din concluzii rezultă că betonul e cel mai bun și că bine ar fi să se treacă la beton armat. Pentru că sunt niște solicitări la care altfel de tipuri de lucrări nu vor rezista. Atâta timp, bineînțeles, nu mă abat aici din ce spunea profesorul Munteanu, văzute însă aceste lucrări mai dinainte, în așa fel încât să fie puse numai strict acolo unde oferă niște servicii de protecție. Și mai avem o problemă legată de lucrările acestea, de acest caracter frecvențial al fenomenelor torențiale, care ar trebui estimat și cunoscut în baza unor legități care se deduc pe plan local. Aici apare o problemă din nou. Teoria și cea de proiectare și teoria științifică spune că în anumite zone sau pe zone, pe regiuni, dintr-un anumit teritoriu, fenomenele naturale, deși viiturile și precipitațiile, se manifestă cu o anumită frecvență. Noi le putem asimila, deduce, prognoza și așa mai departe cu ajutorul unor distribuții teoretice, asimilând acele evenimente cu niște distribuții teoretice. Pentru debite, de exemplu,
foloseam o gamă triparametrică care spunea scurt Pritzky-Menkel și așa mai departe. Astfel, s-a constatat mai nou, odată cu schimbările climatice, iată că își fac efectul schimbările acestea climatice, că apariția evenimentelor pentru care punem noi lucrări de protecție nu mai respectă legitățile cu care lucram anterior. Și aici avem o provocare din nou să vedem dacă sau să intuim, să găsim aceste distribuții care se potrivesc mai bine locului. Sunt deja cercetări, nu vreau să intru în amănunte pe linia asta. Mai avem o categorie de provocări care vin din procesul de proiectare în sine. Și am pomenit mai devreme despre studiile geotopohidro, care sunt trebuie făcute de către specialiști externi, entității care face proiectarea și care duc la termene decalate și costuri suplimentare. O altă provocare care apare în procesul de proiectare este aceea de a trece, de fapt au cam trecut toți, de la mijloacele clasice de proiectare, adică pur și simplu hârtia milimetrică pe care cu creionul se desena și apoi un desenator prelua informația asta pe calc. Deci trecerea de la mijloacele clasice la cele moderne, utilizarea tehnicilor moderne și numai atât, utilizarea adecvată, adică ar fi cazul de acum încolo cam să trecem de la 2D la 3D. Adică să nu folosim softurile, programele de calcul numai pentru a desena pur și simplu. Putem face chiar și simulări în 3D și simulări destul de complexe. Am o altă provocare legată de proiectare, ține de faptul că normativele noastre, o să le prezint în linii mari mai jos puțin, dar cred că m-am întins prea mult. Mai scurtez? Nu există prea mult sau prea puțin, punctăm tot ceea ce doriți să punctați. Ok. Normativele noastre nu sunt cunoscute. Nu mă feresc să o spun și am întâlnit frecvente situații în care verificatori, adică cei care verifică din punct de vedere tehnic, verifică, nu cunosc normativele de corectare a torenților. Apoi apar fel și fel de cerințe care sunt fie reglementate juridic, fie tehnic, atunci când, de exemplu, s-a trecut de la HG28 la HG907, care stabilește conținutul și etapele de proiectare, unde apar capitole noi pentru care nu există niciun fel de ghid. Și mai ales aici sunt capitole care țin de partea de calcule economice. Mai avem o problemă, tot o provocare, dacă vreți, softuri de dimensionare puține. Există platforme CAD care oferă proiectare asistată, dar care nu au instrumente specifice pentru lucrările de corectare a torenților, totuși unele dintre ele pot fi adaptate. N-aș vrea să le menționez aici, sunt puțin cunoscute și puțin folosite la noi. Altă provocare vine din ceea ce doare mai mult în etapa actuală, din analiza așa numitului impact asupra mediului. Și până acum știți sau trebuie să știe lumea că a existat un singur normativ, îi zice NTLH001, care specifica oarecum în ce măsură lucrările de corectare, sau cum ar trebui să abordăm noi lucrările astea, cum să analizăm dacă au vreun impact asupra mediului. Problema e că din start, normativul ăsta nu poate fi aplicat la lucrările de torenți, pentru că el pleacă de la ideea că analizează corpuri de apă cu curs permanent, adică acele cursuri, acele locuri, văi pe care curge apa tot timpul anului, ori noi avem frecvente situații de corectare a torenților, văi cu lucrări de corectare a torenților, pe care nu avem debit permanent, adică seacă în anumite perioade ale anului. Ei, impactul asupra mediului mai nou se cere a fi rezolvat prin studii de impact sau evaluare atestată și în unele cazuri au dus toate treburile astea la niște scări de pești aberante. Adică scări de pești pe văi care nu au pești, de interes piscicol, bineînțeles, sau știu eu, și alte situații mai complicate. Și o altă provocare care apare în procesul de proiectare este dată de fluctuațiile mari de preț, în ultima vreme creșteri mari de preț, care îngreunează evaluările și actualizările.
În final, rămâne o provocare care se adresează la partea de urmărire a funcționalității lucrărilor respective, toate traducându-se sub termenul de mentenanță, și trebuie spus că în zona asta de mentenanță, în prezent nu există un normativ care să aibă în vedere reparațiile sau intervențiile care trebuie avute în vedere pe durata vieții unor lucrări. Există unul, dar e manuscris. În privința managementului mentenanței, a spus Mihai, există inițiativă lăudabilă a ICAS-ului. Ar trebui, evident, folosind mijloacele moderne, să existe o inventariere. Din 2005 am pus asta într-un articol în care spuneam că MUSA ar trebui făcut o astfel de inventariere și o fișă ținută la nivel de situații la fiecare lucrare în parte. Rămâne totuși o întrebare, care am mai spus-o mai devreme și pe care și Mihai a enunțat-o. Ce facem cu sistemele de lucrări care au depășit durata normată de funcționare? Lucrările acestea sunt înregistrate în contabilitate la direcțiile silvice, adică persoana juridică responsabilă de zona din care vin, și le rămân acolo fără să le mai aibă nimeni în vedere. Ele, de-a lungul vremii, au fost înregistrate la nivelul direcțiilor silvice, dar între 1950 și 1960, de exemplu, odată cu construirea lacurilor mari de acumulare, s-a pus problema să se diminueze transportul de aluni în lac și toți torenții care erau colaterali lacului au fost colectați. S-au împlinit 40 și ceva de ani de atunci. Toate aceste sisteme care rețin în momentul ăsta mii de metri cubi de aluviuni sunt cu durata de viață expirată. Ce se întâmplă cu ele? Există o posibilitate de reabilitare a acestor sisteme. Nu se mai fac studii de fezabilitate. La lucrări existente există varianta cealaltă, dar întrebarea este dacă sunt viabile sau nu. Și mai e o problemă care ține de expertizarea lor. Intervențiile la lucrări existente ar trebui să aibă în vedere o expertizare prealabilă, ori experții care să vrea să expertizeze astfel de lucrări sunt puțini. Nu mai trec în revistă toate reglementările noastre, dar o să mă opresc la concluzii cu câteva aspecte legate de faptul că unele din normativele noastre ar trebui actualizate și aduse în ele acele principii care se regăsesc astăzi ca și cerințe mai noi. În partea de documentații tehnico-economice și avem pentru realizarea documentațiilor de proiectare, pentru cei care sunt interesați, conținutul diverselor documentații este reglementat prin HG 907, din 2017 și, în general, un proiect finanțat din fonduri publice ar trebui să parcurgă etapele de studiu de fezabilitate, apoi proiect tehnic, după ce în prealabil se realizează studiile și toate celelalte. Nu insist asupra etapelor acestora. Aici apar sincope frecvent, atunci când se întârzie mult de la studiu de fezabilitate și până la proiectul tehnic. Studiul de prefezabilitate nu se face decât atunci când investiția preconizată depășește valoarea de 50 de milioane de euro. Nu prea e cazul la noi. O altă provocare este dată, așa cum spuneam, de cerința impusă de eurocodurile europene. Și aici, ca să fiu mai restrâns, aveți colecția de eurocoduri, adică standarde europene, pe care am fost nevoiți să o adoptăm și noi. Toate standardele românești sunt după cele europene, adică păstrează numărul standardului respectiv, se referă la același lucru și observați că există standarde de proiectare distinct. Care e ideea standardelor acestea sau eurocodurilor? S-a dorit la nivelul comunității europene o uniformizare a pieței în sensul că ofertele de orice natură, adică și de servicii de proiectare, să fie reglementate prin același tip de coduri tehnice. Așadar, există o colecție de standarde de proiectare care le-am adoptat și noi, dar care încă, din motivele menționate anterior, nu s-au aplicat în cazul corectării torenților. Încă, deși austriecii, de exemplu, au făcut-o, italienii au făcut-o
Și aceste eurocoduri se găsesc și în softurile care le folosesc pentru proiectare. Deci există implementare pentru așa ceva. O altă problemă legată de cerințe a fost declanșată la noi, cel puțin în țară, în momentul în care am avut PNRR și PNRR-ul din România are cuprins în lista extinsă realizarea 22 obiective de torenți, adică 22 de proiecte pentru corectarea torenților pe listă extinsă și lista principală cuprinde 19 obiective de torenți. Cu un total de 22 de milioane de euro, spune aici în programul respectiv și ce tipuri de lucrări și cum și unde și așa mai departe. Deci ideea următoare. Regia Națională a Pădurilor a propus 22 de obiective, din care 19 se vor face sigur. În rezervă mai rămân încă diferența de la 19 la 22 și toate astea până în anul 2026. Problema e că toate aceste proiecte de torenți ar trebui să îndeplinească niște standarde care sunt mai noi pentru noi, adică e vorba de taxonomia europeană, declanșată ca urmare a revoluției, să zicem, care încearcă să transforme toate activitățile în activități durabile, iar dezvoltarea să fie una de tip durabilă, adică să aibă în vedere toate interesele la nivel economic, social și mediu. Au existat mai multe etape, în sfârșit, nu mai avem timp de toate astea, dar s-a concretizat toată povestea asta într-o așa zisă taxonomie europeană, care de fapt nu este altceva decât o clasificare a activităților europene în raport cu impactul lor asupra unor factori de mediu și prin asta de fapt se urmărește să se promoveze acele tipuri de activități care nu au impact negativ asupra factorilor de mediu sau care au impact acceptabil. De aici rezultă, de fapt, și așa numită analiză DNSH, care se cere a fi făcută în toate proiectele care au fost menționate mai devreme pentru corectarea torenților și care ar trebui să aibă în vedere diverse criterii și să urmărească, de fapt, niște criterii care să dovedească că nu dăunează schimbărilor climatice, că nu dăunează sau nu prejudicează semnificativ schimbările climatice și toți ceilalți factori până la 6 care sunt avuți în vedere în taxonomie. S-au elaborat niște ghiduri, încă sunt în curs de perfecționare pentru că s-a depășit de-abia etapa 2021-2022. Urmează în continuare alte etape care au în vedere criteriile sociale și din punctul meu de vedere, când e vorba de lucrări de corectare a torenților, criteriile sociale ar trebui să primeze. M-am întins cam mult, dar sunt multe în zona asta și rămân cu niște concluzii care, cel puțin în etapa actuală, în contextul actual, ar trebui să ne ducă către această tendință de continuitate, de durabilitate, să avem lucrări verzi, prietenoase cu mediul. Nu știu cât de prietenos sau neprietenos cu mediul este un baraj din beton care salvează jumătate dintr-o localitate prin faptul că există acolo și că el a fost cerut exact pentru motivul ăsta. Repet, europenii au ajuns la concluzia că nu le poți înlocui cu alte tipuri de materiale. Printr-un studiu foarte serios realizat din Italia și până în țările nordice. Efectele asupra mediului sunt greu de stabilit pentru că necesită o monitorizare îndelungată. Ceea ce spunea și Mihai mai devreme, proiectele va trebui să avem în vedere în viitor ca proiectele să fie întocmite și promovate pe principiul sustenabilității, acele criterii ESG despre care se tot vorbește în ultima vreme. Iar ca și constatare, trebuie să lucrăm serios la principiile de mentenanță și de urmărire a lucrărilor, pentru că ori se aplică defectuos, ori nu se aplică deloc. Și în legătură cu cerințele care trebuie avute în vedere pentru activitatea de proiectare, cred că normativele ar trebui adaptate la aceste cerințe actuale. Mai sunt multe de spus, scuze pentru prelungirea asta și pentru caracterul sec al prezentării, dar
Vă mulțumesc totuși pentru atenție. Vă mulțumim și noi și dacă vreți, vreau să vă rog mult să lăsați slide-ul cu cele două lucrări, una din lemn și una din beton, pentru că vreau să discutăm puțin pe baza lor. Mulțumim pentru prezentare și mulți colegi de pe pagina de Facebook vă adresează mulțumiri. Eu aș vrea să aduc în discuție, sau mai bine spus, să adaug la ceea ce a spus dumneavoastră și o altă provocare. Că ați spus că multe din lucrările de corectare a torenților sau majoritatea au fost realizate în anii 50-60 ai secolului trecut, cu o durată de viață, să spunem, 40-50 de ani, dar ce ne facem că acele bună parte sau o parte din acele lucrări pe atunci se aflau în fondul forestier proprietate publică a statului, adică până în Revoluție, și în prezent fondul forestier a trecut în proprietatea publică a OAT-ului sau chiar în proprietatea unor compulsorate. Adică știu exemple concrete din teren, mai mult de atât un drum forestier aflat în proprietate în administrarea Rom Silva, stânga proprietate publică OAT cu baraj, dreapta compulsorat. Adică o situație atât de complicată în teren care împiedică semnificativ, să spunem, revigorarea acestor lucrări de corectare a torenților care, cum și dumneavoastră ați menționat și dumneavoastră și Mihai, vin la pachet și cu lucrările în drumurile forestiere și nu numai. Și aș întări unul din aspectele punctate de dumneavoastră, și anume acest rol social. Pentru că vreau să-i răspund și colegului Dragomir, care a adresat mai multe întrebări pe pagina de Facebook și mulțumesc domnului Leo Duduman că îi răspunde. În primul și în primul rând, sau cel puțin din punctul meu de vedere, comunitățile contează cel mai mult. E foarte simplu să stăm noi aici în București, în Brașov, în Suceava, să ne gândim la nu știu ce comunitate, de nu știu ce viețuitoare, de nu știu ce vale din Prahova. Poate că ar fi bine să întrebăm în primul rând pe cei care sunt afectați de viturile torențiale din zona respectivă și să conștientizăm cu toții utilitatea acestor lucrări hidrotehnice, care reprezintă o piesă în puzzle-ul mare de amenajare a celor bazine hidrografice, până diferite lucrări. Sigur, trebuie să ne uităm de asemenea și la importanța, să spunem, a unor specii de interes comunitar, de ce nu, dar în opinia mea trebuie să găsim acel echilibru. Ori acel echilibru clar rezultă dintr-o consultare amplă și o prioritizare a ceea ce vrem să protejăm. Și vă dau un exemplu și închei intervenția, pentru că sunt convins că mulți din cei care ne urmăresc, nefiind neapărat silvicultori, dar merg cu trenul sau cu mașina pe Valea Prahovei și văd foarte multe localități, foarte mulți turiști care se bucură, dar nu văd multitudinea de lucrări hidrotehnice de pe Valea Prahovei, care toate împreună apără obiectivele din aval, adică drumurile și locuințele. Un banal exemplu. Mulțumesc, domn profesor. Aș vrea să fac legătura tot pe acest subiect, apropo de trăinicia sau viața acestor lucrări hidrotehnice, fie că sunt ele transversale sau longitudinale, și monitorizarea lor. Și aici l-aș ruga puțin pe Mihai, pentru că știu că a demarat de recent un proiect de monitorizare a acestor lucrări cu tehnici moderne. Așa că, Mihai, dacă vrei, te rog să ne împărtășești din primele rezultate. Domnul profesor, cred că trebuie să închideți noastră share screen-ul. Nu am pus. Las că s-a blocat ăsta. Ok, pe partea de monitorizare am vorbit inclusiv cu colegul profesor Ciornei. Am demarat anii trecuți pe anumite văi torențiale. Folosim tehnici de scanare LIDAR. O să vă prezint un pic doar un exemplu. Deci aici avem Valea Vidaș, care este scanată succesiv. Valea Vidaș are și un aspect interesant. Avem măsurătoarea inițială din anii 70,
realizată de către profesorii de la Facultatea de Silvicultură cu Teodolitu, pe care noi am reconstituit-o. Și din 2008 am început să o măsurăm cu stația totală și acum o măsurăm cu tehnologie de scanare mobilă, LIDAR, cu SLAM. Vrem să extindem acest lucru în mai multe zone în care să vedem exact care sunt cel puțin influențele de aspect geomorfologic și apoi, de ce nu, cu mai mulți specialiști din mai multe domenii, să vedem care sunt și efectele asupra mediului în general. Așa cum spunea și Ionica Ciornei, sunt niște studii care necesită mult timp și date continue ca să ajungem la o concluzie. Este un prim pas. Vreau să vă arăt un pic și rezultatul. Este chiar aici avem un aterisament, aterisamentele formate în 30 de ani în Valea Vidaș. Observăm dispunerea sedimentelor în amonte de baraje. Ce vom urmări prin aspectul ăsta de scanare LIDAR este că vom putea identifica anumite elemente pe care cel puțin până acum nu le-am fi putut observa într-o perioadă mai scurtă de timp și să sperăm că vom veni cu niște concluzii valide, cel puțin din punct de vedere științific, și care să fie de ajutor și către societate. Deci mai suntem și sperăm că vom atrage mai mulți cercetători din mai multe domenii, dar ca orice cercetare, în primul și primul rând, căutăm finanțare continuă ca să putem să mergem mai departe. Mulțumesc mult, Mihai, pentru împărtășirea acestor rezultate preliminare. Eu sper, de fapt, că cineva va auzi la un moment dat această nevoie și mulți vor achesa la acest demers, pentru că, încă o dată, vreau să subliniez importanța socială a acestor lucrări hidrotehnice. Și o ultimă idee și voi încheia. Ați tot insistat despre aceste lucrări care se realizează în lungul cursului torențial, dar domnul profesor Ciornei a menționat de asemenea și de o serie diversificată de lucrări care se amplasează pe versanți. Pentru că avem, asta este ideea de bază, o abordare la nivel de bazin, adică o abordare generală. Domnule profesor, dacă doriți să adăugați ceva spre final, o concluzie sau un îndemn, vă rog. Eu m-am referit în ceea ce am spus mai mult la lucrările în lungul de pe cursurile de apă, pentru că astea sunt mai contestate în ultima vreme. Cât privește importanța tehnologiilor moderne, n-am putut face legătura, nu e timp atât de mult, dar mai nou, toate softurile care pot face proiectare 3D sau prelucrează informații de teren au nevoie de model tridimensional. Un model tridimensional printr-o măsurătoare topografică clasică e greu de obținut, și LIDAR-ul este unul din mijloacele care poate duce acolo unde trebuie, ca precizie și ca detaliu. Spre asta ne îndreptăm. Mulțumesc. Mihai, ultima concluzie, te rog. Câmpia se apără la munte. Voiam să vă apariu că asta va fi. Mulțumesc mult încă o dată, domnilor, și mulțumesc mult că am adus în discuție un subiect cel puțin abordat aici în conferințele noastre, dar un subiect foarte important. Mulțumesc de asemenea pentru întrebări. Vă așteptăm săptămâna viitoare cu o nouă temă, sperăm noi, care este interesantă pentru cei care ne urmăresc. Seară bună să aveți! Seară bună! La revedere! Seară bună!